Consiliul Superior al Magistraturii are în mentalul colectiv acea aură unei chei de bolt a sistemului judiciar, acea instituție cu rol determinant în cariera magistraților și în buna funcționare a sistemului judiciar. În realitate, CSM-ul funcționează într-o matrice constituțională și legală care îl plasează într-o poziție mult mai modestă decât în aparență, cel puțin în deciziile strategice privind funcționarea justiției. Nu are inițiativă legislativă, iar avizele sale pe proiecte sau candidaturi pot fi ignorate cu desăvârșire de către decidenții politici. Mai mult decât atât, fiind conceput ca un organ de conducere colectivă, CSM întâmpină și dificultăți de natură internă în coagularea unei majorități care să decidă. Prin urmare, această instituție își desfășoară activitatea între două limite. Una inferioară, caracterizată de frământări interne din cauza grupurilor de interese divergente și presupune cantonarea sa strict la atribuții curente, înfăptuite în parametrii de calitate modești. Una superioară, caracterizată de o majoritate cu bună credință și viziune, care reușește să-și impună punctele de vedere și obiectivele în interacțiunea cu factorul politic. Pentru ca viitorul CSM să funcționeze în această din urmă paradigmă și aceste alegeri să conteze cu adevărat, ar trebui ca magistrații să-și aleagă acei reprezentanți care sunt cu adevărat animați de dorința de a reforma, care oferă soluții la probleme și care au o viziune modernă privind funcționarea sistemului. Altfel, vom vedea ceea ce am văzut și până acum. În definitiv, identificarea problemelor nu e dovada unei calități deosebite a unui candidat, ele fiind cât se poate de evidente. Nici vânzarea de iluzii prin vehicularea de idei populiste de tip sindicalist departe de zona de competență a CSM nu ar trebui să fie luate în considerare. Așadar, stimați colegi, stă în mâinile dumneavoastră să faceți alegerile corecte, iar eu îmi exprim încrederea că o veți face. Vă mulțumesc!